Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. O întrebare pentru public în această dimineață. Vom dezbate împreună o chestiune foarte importantă și costisitoare în același timp. România a decis că va achiziționa avioane F-35. Hotărârea a fost luată deja de către CSAT. Parlamentul de asemenea a aprobat programul. Contractul în sine va fi probabil parafat direct cu guvernul SUA. Sunt surse oficiale care spun că acest contract de achiziție a avioanelor F-35 e posibil să fie încheiat chiar în acest an. Deci e important, înainte de orice, pentru că este cel mai scump contract din istoria armatei României din toate timpurile. E vorba de 32 de aparate extrem de moderne, de avansate, din generația 5-a de luptă, cu un preț uriaș, absolut uriaș. E vorba de 6,5 miliarde de euro. 6,5 miliarde de euro pentru 32 de aparate înseamnă aproape atât cât cheltuia România pentru Casa de Asigurări de Sănătate Națională pe un an de zile, până acum câțiva ani, când bugetul acestei case de sănătate a sărit la 10 miliarde, ajungând practic cam cât vom plăti pe toate avioanele F-35, pentru că ele vor fi 32 în prima etapă, plus 16, deci în total aproape 10 miliarde de euro. Acesta este tot bugetul de sănătate pe un an al României, în sensul de buget de la Casa de Sănătate, adică practic ceea ce nu plătesc oamenii, ceea ce plătesc oamenii prin taxe și impozite, dar nu plătesc în momentul în care merg la spital. Este grosul banilor din sănătatea românească. Nu. Bun. Da. Te rog. Scuze, te rog, Vlad, te rog. E o dezbatere. Oamenii să înțeleagă cineva că dacă se cumpără aceste avioane, se iau banii de la sănătate. Nu, bineînțeles. De ce? Adică e doar o comparație. La fel pot să spun exact. Ca să vedem care este dimensiunea. Cristiano Ronaldo. Da. Poate fi făcută și o comparație. Să spui că este, și... de exemplu, cât e deficitul bugetar al României. Sau să compari cu evaziunea fiscală din România. Adică se reduce evaziunea fiscală sau cu banii economisiți din faptul că zeci de ani n-am cumpărat niciun fel de armament în țara asta, practic. Adică ne-am tras de migurile alea 21. Bă, uite câteodată vezi așa, gândesc și eu. Stai așa, de 14 ani și când o să lovesc, iau ceva frumos. Da, exact. Așa și noi. N-am luat niciun avion, am strâns banii. Exact. Și acum luăm, îi nimicim pe toți. Ceva de piese, o să fim stăpânii aerului. Eu am tras de televizorul meu cu lămpi. Iată. Exact. 15 ani înainte să-mi iau un televizor modern. Și când ai luat, top. Da. Iartă-ne, Cătălin, ai nimerit în deșteptarea. Da, foarte, foarte bine. Dar recunoașteți că între primul televizor și televizorul de acum ați mai luat unul, că și România a mai luat niște F-16 la mâna a doua din Portugalia, totuși, da? Da, împrumutate de la vecini. Au roluri diferite. Sunt adevărat. Și adevărat, sigur, întrebarea este cât costă de fapt să nu le luăm. Că asta este întrebarea. Adică, și asta este adevărat. Și asta este adevărat. Pentru că toate țările din Europa, inclusiv țări precum Finlanda, Polonia, nu vorbim acum doar de Germania, da? Sau Olanda, au luat avioane, deja au comandat avioane F-35, durata de producție a unui astfel de avion pe bucată e undeva la 2 ani de zile, deci avioanele pe care noi le comandăm acum le vom avea cel puțin numai înainte de 2030, și asta trebuie spus, de 2030. Fabrica la care colegul meu, Victor Cosmei, de la Holnius, s-a deplasat și prezintă astăzi un reportaj din interiorul fabricii. Este o fabrică extraordinară, undeva în Texas. Și, cum să zic, costurile de acolo sunt evident uriașe. Banda de montaj este lungă cam de la universitate la Romană, 1,6 km, are numai banda de montaj a acestor avioane și sigur că orice componentă este foarte, foarte scumpă, pentru că, într-adevăr, este un avion fără adversar pe cerul lumii în acest moment. Nu există țară din lume care, dacă nu are F-35, să poată înfrunta
operațiunile complexe ale unui asemenea avion. Numai casca, de exemplu, costă o jumătate, casca pilotului, practic, da? Cu funcționalități de asemenea de top, costă o jumătate de milion de euro. Noi am considerat la Hodnius că e însă normal să punem această întrebare și să vedem, fiind cel mai mare contract din istoria armatei din România, e important să vezi unde se produce, ce spun producătorii despre acest avion, de ce este el atât de special și ce face până la urmă, sigur, în termeni în care îi putem și noi înțelege și transmite mai departe oamenilor. A pune întrebarea asta este, cred, fundamental pentru un stat democratic și face diferența până la urmă între felul în care poți să pui întrebări într-un stat democratic și țări precum Rusia, să spunem, sau China, care, unde nu poți pune întrebări cât costă, de exemplu, un avion produs la ei acolo și de ce se dotează sau nu se dotează armatele cu acest avion. E foarte corect abordarea, sigur că da. Adică faptul că le cumpărăm nu înseamnă că sau că e nevoie să le cumpărăm, nu înseamnă că nu putem discuta pe marginea acestei achiziții, evident. Exact, exact. Adică nu orice întrebare înseamnă automat că ești, până la urmă, ești ostil siguranții naționale. Nici vorbă. Din potrivă, a nu pune întrebări, înseamnă a încuraja incompetența și eventual lipsa de siguranță națională. Până la urmă, suntem a doua cea mai săracă țară din UE. Poate fi privit lucrul ăsta, achiziția de 10 miliarde cât va costa în final, da? Drept o fel de pompozitate militară sau, din potrivă, un gest absolut normal pentru o țară aflată pe muchia unui conflict continental în momentul ăsta. Da. Sunt mai mulți analiști care spun că dacă Rusia va ataca vreo țară NATO, va ataca veriga slabă. Ori România n-a investit în apărare aproape nimic zeci de ani. Și cred că o întrebare la fel de legitimă este... Bun, sigur, nu de ce importăm F-35, că, așa cum spuneai și tu, doar americanii au capacitatea să producă un avion de avansat. Dar fabrica de avioane de la Craiova nu reușește să modernizeze niște avioane vechi, avioane cu reacție subsonice, iar N-99, deși au contract și încasează și bani în avans. Alea fi niște avioane de antrenament. Și o întrebare la fel de legitimă ar fi, dar de ce industria românească de apărare nu reușește să producă nici măcar proiectile pe calibru NATO, la mai bine de 15, cât sunt 20 de ani de la aderarea la NATO? De ce trebuie să importăm obuziere moderne, vehicule blindate moderne, tancurile noastre moderne, modernizate sunt tancuri vechi sovietice, transportoare de trupe trebuie să importăm, toate astea trebuie să le importăm, deși a existat o industrie de apărare în țara asta, ea fiind manageriată de statul român. Statul român care demonstrează încă o dată în mod tragic, mă rog, sper că încă nu tragic, faptul că este o structură cumplit de ineficientă. Adică toată această industrie de apărare este înapoiată și nu reușește să producă potrivit necesităților țării noastre. Deși era evident, adică nu există o țară independentă, da, și suverană, că toți suntem în campanie electorală, fără o industrie de apărare puternică. Nu poți să te bazezi mereu numai pe alții. Acum ce să facem? Trebuie să le cumpărăm pe astea. Pentru că alternativa e mult mai costisitoare și cu adevărat tragică. Adică vedem ce se întâmplă în Ucraina. Exact. Și până la urmă mai e ceva. Un astfel de și specialiștii consultați de către Hodnius, reportajul e foarte, foarte interesant, spun următorul lucru. Este un salt tehnologic. A lua o asemenea tehnologie presupune un salt care va influența nu doar numai armata, da? Ci și industria de apărare, ci și alte industrii. Pentru că în momentul în care ai acces la astfel de tehnologie, vom fi obligați să pregătim oameni la un anumit nivel. Vom fi obligați să avem firme care să coopereze la mentenanța, la dezvoltare și așa mai departe. Și unele dintre ele am început să le avem, mai ales în zona privată. E adevărat că mai ales în zona privată. Adică firmele din România care produc componente pentru Airbus, pentru Boeing și firme private în momentul ăsta se pot dezvolta având în vedere platforma asta uriașă, e adevărat, extrem de costisitoare, o mai spun o dată, dar uriașă din perspectiva avansului tehnologic. Lucrurile sunt complexe și e foarte bine că le putem discuta pentru că, încă o dată, asta face diferența între o țară democratică și cu oameni liberi, cu multe probleme, cu multe imperfecțiuni ca societate și țările care până la urmă nu dețin respectiva tehnologie. Mulțumesc, da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tonotan, pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu
Vlad, George și Luca la Europa FM.